înjură, mai devreme mi-a dat mesaj, o înjură pe Corina aia, îl înjură pe Naș, înjură pe Bubu Găpârâ, înjură pe toți, de copii, de familie, în privat, și vrea să-i primesc eu pe aici. Plecați, mă, morții voștri de sărăcii. Nu mai pune fierare, nu mai pune la suflet toate zdrențele, că, uite, eu am albit în cap, că am pus la suflet toate zignirile de la toți libidinoșii, nu mai pune la suflet. Lasă-i dracu în găleata lor, nu mai pune la suflet. Talent cu metri. Hazles, nu e vorba de talent, e vorba de omenie. Nu e vorba, te pup nechifărul meu, te iubesc. E vorba de omenie. Ai înțeles? Asta e vorba, de omenie. De omenie. Oamenii câteodată mă uitam și exact știi ce pățesc eu acum? Exact cum s-a întâmplat la Ai Umor. A venit unul și era tramvai. Bă, băiatule, mânca bă și pula voastră, era tramvai ăla de la Ai Umor, sau nu știu unde era, la văd asta cu muzică. Și a zis, Tudor Chirilă ăla. Eu nu știu ce, ca să nu-și ia hate. Băi, nu mai am voie să am principii, nu te suport, ești bulangiu, un bac pula în familia ta, nu te suport, marș de aici, nu sunt obligat eu să te suport. Bă, nu sunt obligat să te suport că ești tramvai, ești nebun, de ce trebuie să fii obligat să te suport că ești tramvai? Trebuie să te obligați să te suport? Corect. Nu, sunt curvă, sunt asumată. Sunt prostituat, sunt asumată, sunt pește, sunt traficant, sunt asumat. Bă, a fi asumat nu înseamnă să fii și acceptat. Tu ești asumat, dar eu nu te accept. Eu nu te accept. Du-te, frate, cu Dumnezeu de aici, că nu-mi trebuie mie așa ceva. Așa e, eu n-am forțat pe nimeni. Dacă cu tăraci ăștia de la mine în ceas, boschetari ești. Ai înțeles ce e boschetari. 543 de inși sunt pentru mine, care, uite, ăștia săraci m-au distribuit, că nu toată lumea are bani. Nu toată lumea are posibilitate. Eu înțeleg că nu-s nebun. Dacă ne iubești un om și-l apreciez... Au, dar e fierare. Nu, frate, că ne iubești un om și-l apreciez, măcar îl ajut cu o distribuire. Bă, stai, restul sunt degeaba. Ce să cat eu cu ăștia? Ce nevoie mi-a dat? Fierare, tu măcar ai, hai să zic, ai 1000-2000 de hateri, dar tu știi cât am eu? Nu mai scap în viața mea de ei. Am la hateri căcălău, crede-mă. Păi integrarea în societate, Corina, te pup, integrarea în societate nu se face. Știu, Adriane, vă mulțumesc tuturor care m-ați distribuit și m-ați dat tap-tapuri, vă iubesc și vă pup, că eu știu ce înseamnă și sărăcia și bogăția, dar problema aici e că e nesimțire și nesimțirea o să transformă în hate. Pe ăștia mă umblă mie la rușine, sclave ăștia mie. Vreodată în viața lor? Păi eu sunt puternic, eu am argumente. Eu nu sunt... Păi eu vă conduc pe voi, nu voi pe mine, ești nebun la cap. Voi vă uitați la mine, nu eu la voi. Eu fac ce vreau aici. Îți convine bine, nu dă-i drumul. Ești nebun. El e șeful, bă, el e șeful. Păi, dacă nu eram așa un pic din... Ai înțeles? Corect. De diferit nu vă uitați voi la... La mine, nu erați voi spectatorii mele. Fierare, auzi, te-ai ofensat rău de tot pe ăștia, de ce ai pus la suflet chestia asta? Bă, frate, mi-a dat mesaj, uite-te știu ce mesaj am primit, na, uite-te știu de la Raica mea, mi-a dat mesaj și nu e prima oară, ai înțeles? Mi-a dat mesaj Raica, uite, uite-te știu, ce scrie lui Corina, lui fata asta, ce zic, o înjură pula mea, o cutare de copii, de familie, de, ai înțeles? Îl susțin, zice fata, pur și simplu mi-a dat, și nu e prima, Dan mi-a dat mesaj, domnule, îmi înjură copiii în privat, îmi înjură familia, îmi înjură astea. Păi ce nevoia mea de boschetare ăștia, mă, aici? Da, mă, sunt needucați, dă-i dracu, asta e România. Sunt needucați, sunt varză la creier. Tehnologia asta i-a avansat și i-a distrus total. Adică ăștia sunt proști, Empower, Nechifărul meu, Moldova, noi ăștia care mari, toți ăștia ai mei, toată brigada, ăștia sunt proști, ăștia șmecheri, boschetare ăștia. Pe cum vine asta? Da, ăștia care dă? Bă, măcar dai un tap-tap, măcar dai o distribuire, bă, te integrezi. Bă, ai net, da. Bă, eu sunt cu Ferrari aici, hai mă să dau și o distribuire, că mă face și pe mine să râd, mai mă detașează de la problemele mele, drogul ăsta, Ferrari. Ai înțeles? Când poate și el, cum poate și el. Dar tu, ce faci? Vii aici și îmi zici, vezi că te iau pe șantier la muncă, că tu nu știi ce-i munca. Îmi bag pula munca, mătii, de prost, că e creier de pisică. Ai idee cât să n-are? Nu știu, ai cârcă de cal, ai înțeles? O să muncești toată viața pentru șeful și o să mori la 50 de ani, când mai ai 4 ani să iei pensie. Ai înțeles? Și asta e. E simplu. Șeful. Înțelegi? Eu auză. De-aia proștii, dracu, sunt 40.000 de muncitori să facă podul ăla de la Brăila către Galați și da, 40.000 de muncitori nu ia cred. Ia 3 ingineri care îl desenează. Aia e diferența. Acolo e diferența.
trei capete își folosesc creierul să stabilizeze ceva și 40.000 de cărți de cal muncesc. Atâta știi să faceți. Ce pula mea să vă fac? Nu mai pune la suflet, mă, dă-i dracu de ploși. Așa că nu mai veniți la mine în chat cu argumente de-astea că cu tare. Nu ai bani, te iubesc, te pup, distribuie-mă și pe mine. Dă-mi și mie ta. Da, eu cât hate am, suport tot hate-ul ăsta din lume. I-a căzut live-ul? Nu mi-a căzut acum, mă auzi? Da, te aud. Da. Cum tu ai nevoie de mine, ar fi trebuit să mă duci la probleme și eu am nevoie de tine și de tap-tap-ul tău și de share-ul tău. Ai înțeles că asta e comunitate. Da, cât hate am eu, numai asta nu mai stă. Mersi de donații, respect, mersi. Mamă, mersi de donații, băieți, vă mulțumesc, respect maxim. Ce se întâmplă în seara asta? Vă mulțumim de donații, băieți, vă mulțumim mult de tot. Ia uite-vă de când am mai intrat. Fierare, eu mă bucur mult de tot că ai intrat cu mine. Vreau să te întreb și eu ceva, dacă se poate. Te rog, eu mult de tot. Și ajută-mă, te rog. Ia spune-mi, Oleacă, dacă procurorul a făcut acum apel, dacă procurorul a făcut acum apel, eu mai am voie la contestație? Pe unde ești? La ce ești? La Curtea Supremă ești? La ultima? Da, la Ploiești. E definitivă. Definitivă? Deci dacă îmi dă procurorul acum o pedeapsă mai mare cu suspendare sau executare... Ai făcut apelul? Ai făcut apelul? N-am făcut eu, a făcut el. Păi ești pe fond? Nu, am scăpat de fond. Eu sunt la apel acum. Apel? Nu mai ai ce să faci. Deci nu mai am voie nici la contestație, nu? Hai de capul meu. Nu mă, că nu dau valoare, mă, oameni buni, dar... Eu sunt sincer și îmi place sinceritatea și îmi place... Îmi place să fie toată o comunitate, nu-i formată doar de noi cu bani. Eu când vă mulțumesc, că nu mulțumesc doar lui unul sau lui doi. Eu mulțumesc la toată lumea, zic așa. Vă mulțumesc frumos tuturor oamenilor care dați tap-tap, oamenilor care dau trandafir și ajută la provocarea de viteză. Nu steți atenți pe vorbele. Oamenilor cu o situație financiară mult mai mare, care fac jocul să transforme în ceva, eu vă mulțumesc la oamenilor care dau share, vă mulțumesc la toți. Și voi trebuie să mă mulțumiți pe mine, nu? În echipă, te pup. Nu? Și voi, de-aia Ionescu are combă, Ionescu lui Petre te pumă. Ionescu de-aia are comunitate. Sunt puțini și buni. Nu mulți și degeaba. Ai noștri, nu, ăștia nu sunt ai mei. Ăștia sunt peste tot, ăștia sunt boschetari. Ăștia nu sunt din comunitatea Tunetozauri. 690 de aici suntem reale acum. Ăștia 691 de aici care mi-au dat distribuire, ăștia mă apreciază și înțeleg dincolo de vorbele mele ceea ce latru eu pe aici. Ați înțeles? Restul sunt degeaba, sunt în toate comunitățile, aia nu s-a luat nimeni. Ce sunt oameni nevoie de ăștia? Oameni care să-ți dea, să îi blocheze pe aia care îți dă hate. Nu-mi dă bă că toată lumea, tu crezi că îți proști aici? Sunt câțiva oameni, înțeleg de vorbă bună și oameni înțeleg ce le transmiți. Eu nu le transmit în mod răutăcios, că bani toată lumea are, toată lumea face. E vorba de comunitate, de integrare, exact ca într-o comunitate, ce faci? Spirit de echipă? Nu? Nu trebuie să ai spiritul de echipă? Bă, hai mă să-l ajutăm pe ăsta dacă toți suntem la el. Vii, ce faci? Stai 3.000 de oameni pe un live și 750 de oameni ți-a distribuit. Deci 750 de oameni ăștia, 10 ți-a donat. Și restul mănâncă căcat. Păi pentru ce? Vă mulțumesc de donații, respect, vă mulțumesc din suflet. Mamă, băi, câte donații am avut în seara asta. N-am avut în viața mea. Băi, te pup, Cătăline, ceau. Ceau, ai grijă de tine. Numai bine. Salut. Pa, pa. Cine ești, mă, frate? Cine ești, mă, frate? Ia spamați, mă, la buretele ăsta de Robert. Nu o văd pe diaconul. Dați o distribuire. Da, bă, Tunetozaur, că eu sunt realism, vreau să înțelegeți că așa să muncești într-o comunitate. Cum voi aveți nevoie de mine și eu am nevoie de voi. N-am nevoie de... De-aia minoritățile sunt mai unite.
Întotdeauna minoritățile au fost mai unite. Ăia lui Robert sunt 500. Buni toți. Ești nebun la cap. Voi dacă aveți bani, vă duceți bala aia, bala aia, bala aia, bala aia. Bun, ăștia cu bani vorbesc. Bun. Ăștia la alții care dați tap-tapuri, dați decât la unii, la alții, dați, puneți telefonul pe pernă, parcă este obligat. Ori sunteți cu mine, ori nu sunteți cu mine. Ești nebun? Nu știu cu cine să joc. Ce zice tramvaiul? Nu-l văd. Foame mare, șefule. Bă, calule, taci dracu din gură, că te îngrop în bani, te dracu de pustul dracu. Vorbești cu mine, foame mare. Crezi că eu sunt tu, mă, calule? Dracu, să vorbesc, calule, că mi-e rușine de tine. Ești nebun la cap să-ți vorbesc. Foame mare e când stai la agățat așa, știi ce zic? De benzină, de țigări. Eu nu fac de benzină, țigări, șefule, eu sunt la alt level aici. Eu îmi cer salariu pe ce fac. Eu nu stau să fac programe la lume, calule, că n-am ce să vorbesc. Eu dezvolt ceva, creez ceva. Ai înțeles? Fac tevatură, calule. Tu nu știi ce e o tevatură. Să denigrăm cu toții, știi? Ca să faci ceva, ce să zic? Și vine să nu te mai plin cu BMW-ul ăla vechi, să te plin cu obraznicul ăsta. Te închil meu de prost. Șeptarul ăla vechi al tău. Of. Bă, Living Angel, l-am prins. Ce faci, mă, mâncați? Că sunt supărat. Ce dracu faci, mă, iar când a venit măta la tine, asculti ca la Hollywood. Nu mai asculti de alea de băieți răi. Supărat. Stai să moară cu... familia mea, asculti mai Chicky Girls, când aveai, mă jur pe familia mea. Când aveai ce le au ăla de pizdă, nu mai ui, iar de Chicky Girls. Nici pe ăla nu l-ai avut, că era pe numele meu. Nici pe ăla nu l-ai avut. Unde ești? În taxi sau la cine ești în mașină? Unde ești? În taxi sau la cine ești în mașină? Wow, wow, wow! Dă drumul la meci! Ești în taxi? Da, Robert, alu, da. Ia, mergi și tu un pic să văd și o mașină cum merge. Nu pot, frate. Nu pot, stă pe loc. E seria 5-a lui. Aaa, ah, ia. Arată și mie talonul. Cine pula mea e? Am înțeles, gata. Gata, am înțeles, schimbăm subiectul. Așa ce ăștia la seria 7, seria 5. Păi dacă eram în locul tău, nu mai intram pe TikTok. Că-ți merge bine, am auzit. Tap-tap pe ecran. Tap-tap, tinutozaurii mei. Hai, păi ce jucăm două ori în trei zi. Dar nu, n-am putere, am crezut că o în clasa mea la resetare, că zboară universul, m-am înșelat. Bă, dar n-ai net pe WhatsApp, mă? Nu mai am net pe telefonul ăsta deloc, nu mai am. Nu știu ce dracu am făcut. Nu mai am net. Am pe ăsta, la altul care fac live de voi. N-am plătit RDS-ul, mi-a oprit telefonul. Da. Mă pup, bă, salut. Pe ce joci, mă, Robert, zi? Pă ce vei tu zi, pe ce joci? Fai, pe ce jucăm, să mor eu. Primul la 3, pe postul de profil 24 de ore. Merge, mă. Merge. Primul la 3 acum, da? 3 meci normal, primul e bine? Primul la 3, da, da, da. Stai singur, dau pe mut. Îngerașii mei, acum am să urcăm în clasa mea să-i pune poză. Bă, poza de la mine, de la profil, te fac îngerași. Stai să pun un cufăr de ăsta, ascultați-mă, vă pun un cufăr așa de... Dați-mă, tap-tap pe ecran! Stați un pic să recunoaște. Primul la 3, pe pot. 500 de puncte.